Un bărbat din Maramureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, într-un caz în care polițiștii au descoperit aproximativ 100 de grame de substanțe interzise și importante sume de bani provenite din activități ilicite. La data de 30 ianuarie, procurorii Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Biroul Teritorial Maramureș, au dispus reținerea a doi inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că în ziua anterioară primul inculpat a vândut celui de-al doilea cantitatea de aproximativ 4 grame de droguri. Acesta din urmă a fost depistat în aceeași zi de către polițiștii de frontieră pe o stradă din municipiul Sighetu Marmației într-un autoturism, având asupra sa mai multe plicuri tip Ziploc ce conțineau substanța interzisă. În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința celui care a comercializat drogurile, a fost identificată și ridicată cantitatea de aproximativ 90 de grame de droguri de mare risc, precum și alte mijloace de probă. În cursul zilei de ieri, judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a primului inculpat pentru care a fost formulată propunerea. Cu privire la cel de-al doilea, s-a dispus măsura controlului judiciar.